câțiva prieteni în lumea asta a fitness-ului, prietenii mei și colaboratorii colegului Danic, așa se... Unul dintre ei este Florin Nebi, vă rog să aplaudați, bună dimineața, Florin! Bună dimineața, bine ai revenit la noi! Bine v-am regăsit! Pe Florin l-a rugat să încerce să facă ceva cu fetele noastre, care fitnessiste fiind din fire prin corespondență în ultima perioadă, ce-i drept, să ne ajute să închegăm o rubrică interesantă care să se numească, nu-i așa, fitnessul de la Neața sau ceva de genul. Și atunci am luat-o pe tovarășa Roxana Ionescu, după cum se poate vedea în imaginea alăturată, dar ce repede ați dat cadru. Erați pregătiți. Erați, da. Și tovarășa Flavet, colaboratoarea noastră, nu-i așa, de ceva ani. Da, colaboratoarea noastră. Răzvan, permite-mi, te rog, să fac... Eu nu-ți permit nimic. Prezentările, deci... prezentările ca atare. Roxana. Roxana. Și Flavia. Și Flavia. Florin. Pe Florin îl găsiți pe nebi.ro, www.nebi.ro cu Y scris. Acolo aveți partea serioasă a acestui prieten ce ne aparține, nu-i așa. Partea un pic ludică se întâmplă la Neața de câteva ori pe săptămână. Ai... Câte minute să-i oferim? Câte vrea! Câte vrei! Zice un telespectator. Ai toate minutele din lume să convingi telespectatorii de Neața că un pic de mișcare la ora 8 ar putea să le schimbe nițel ziua. Cu siguranță tema exercițiilor pe care le vom face astăzi va fi sexy. Majoritatea femeilor găsesc fel de fel de metode prin care să arate bine. Noi astăzi le vom arăta celor de acasă că pot să arate bine și făcând sport. Da? Florin, oricând dorești, poți să începi. Unii au început deja. Bun. Fetelor, vreau așa. Depărtăm ușor picioarele, vârfurile spre exterior. Am nevoie. Palmele să stea în șold. Ușor, coborând cu bazinul jos și sus. Foarte bine. Și hop, sus. Hop, sus. Hop, sus. Hop. Ușor rămân acolo jos, stau. Ușor împing bazinul spre înainte și revin cu el spre înapoi. Pelvis în față, revin spre înapoi. Față, foarte bine. Încă. Contractăm abdomenul, da? Acolo. Ușor scoatem fesierii spre înapoi. Ușor, sus. Vreau să pulsăm de 3 ori jos, da? Coborăm ușor cu bazinul, pulsăm. 2, 3 și sus. Și... 1, 2, 3, foarte bine. Vârfurile le păstrăm spre exterior, presiunea în călcâie în permanență, da? Haide, inspirăm și expirăm în permanență. Haide, și hop, acolo. Și ultima repetare, haide. 1, 2, 3, foarte bine. Ne lăsăm pe spate, da? Vreau să ajungem jos pe saltea. Vreau să avem palmele așezate ușor diagonal. Bun. Stați două secunde, vă rog, că deja... Deja am încălzit. Nici o problemă. Încocârjat. Stai să mă pregătesc ca atare. Încocârjată. Bun. Încocârjare. Încocârjez. Tălpile jos, brațele ușor diagonal, capul stă pe saltea. Da. Vreau să împingem bazinul spre tavan și revenim cu el jos. Și împingem spre tavan și revin. Haide. Sus, acolo și revin. Continui, sus, acolo. Vreau presiunea să fie tot timpul în călcâi, da? Ridicăm bazinul și revenim. Hai, sus, foarte bine și revin. Încă, sus, hai. Și ultima repetare și sus, ușor revin. Și vreau să pulsăm de 3 ori sus cu bazinul, da? Hai, și 1, 2, 3, mișcări scurte. Și 1, 2, 3 și revin. Și 1, 2, 3, haide, 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 încă, sus, sus, mișcările sunt scurte, da? Haide, și hop, 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 și revin și ultima repetare, 1, 2, 3, perfect. Inspirăm și expirăm, ușor ridicăm trunchiul, tragem ușor genunchii spre tavan, vreau să alternăm picior, întins, da? Ușor, mișcare lentă, 1, 2, 3, 4. Țin mâinile la tâmplă, inspir și expir în permanență. Haide. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respirăm. Tragem genunchii spre piept.
Bun. Și ultimul exercițiu. Vreau să ne așezăm pe genunchi, da? Brațele întinse. Este un exercițiu foarte, foarte bun pentru postură. Ok? Vreau ușor să arcuim coloana și venim ușor cu pieptul spre podea. Ușor arcuim coloana acolo și revenim. Și ușor sus și revin acolo. Ușor sus acolo. Trag ușor de partea toracală și revin cu pieptul jos. Și ultima repetare. Sus, foarte bine. Și revin și respir. Răzvan, eu cred că... Vrei? Stai numai puțin, puțin că avem o problemă. Spuneți, vă rog. Da, vreau să continuăm și cu un spagat. Să continuăm cu un spagat. Haideți, vă rog. Da, poftiți, vrei? Vă rog. Haideți. Stați așa, stați așa. Stați așa, nu vă mișcați. Flavet, cum a fost? M-am încălzit, sunt gata de o zi de muncă. Tare, a trebuit să fac asta în fiecare dimineață, a trebuit să facem asta în fiecare zi. Păi așa să ne ajute Sfântul Nebi. Nu? Super. Da, Michi, te rog să cauți www.nebi.ro. Florin este noul nostru, mai vechiul nostru colaborator, ce începând de astăzi demonstrează, nu-i așa, și abilități de trainer personal. Abilități pe care le avea deja. Tu ai o grupă. Da. De oameni ce vor să schimbe nițel stilul de viață. Cât sunt în grupa de da, sezonul ăsta? Să fim ăsta? Și noi. Cum? Da, tocmai... să fim și noi în grupa. Așa, zi. Tocmai s-a încheiat un program care se numește Become Fit. Au fost 28 de persoane în grupă. Programul s-a ținut pe o durată de 6 săptămâni. Oamenii s-au modelat, au slăbit fiecare cu obiectivele lor. Ideea este că sper ca data viitoare să vă aduc în parc, pentru că am o grupă de oameni cu care lucrez în parc, chiar și pe vremea asta, și sunt foarte, foarte motivat să facă mișcare. Păi și o să facem așa, Florine. Roxana, Flavet, vineri, pe dimineață, când dă soarele așa și mijește nițel, cum îi mijește colegului Vlăduț o idee în cap câteodată, în parc, împreună cu Nebi, faceți mișcare, să vedem cum arată niște doamne care se ambiționează să aibă un alt fel de viață și să vă vedem pe voi în natură. Ce frumos! Dar nu vă pune să faceți astea pe acolo, să opriți circulația în zonă. Vineri, doamnelor, domnilor, Florin Nebi ajunge cu fetele noastre într-un program absolut senzațional de urmărit la Neața. Dacă vreți să-l urmăriți pe Florin și aveți nevoie de sfaturile lui, încercați www.nebi.ro. Aceasta este pagina de net unde găsiți filmulețe și neapărat găsiți o zonă de contact pentru a-l găsi pe al nostru. Ce să zic?